Frații mei, nu există oameni mai fericiți decât cei care moștenesc împărăția cerurilor și nu există oameni mai nefericiți decât cei care o pierd. Dacă cel care este surghiunit de pe pământul țării sale are parte de compasiunea tuturor, iar cel care pierde moștenirea pământească este considerat vrednic de milă de toți, cu cât mai amar ar trebui să plângem pentru cel care este alungat din țara cerească, pentru cel care pierde bunătățile nestricăcioase ale raiului, pentru cel care se duce în ghiena fără de sfârșit. Cu adevărat, nu există om mai vrednic de plâns decât acesta. Nu numai din cauza că va fi dat iadului pentru totdeauna, dar mai ales pentru că va fi dat iadului fiindcă așa a voit el. Omul păcătos merge de bunăvoie pe drumul păcatului, iar necredinciosul se desparte de bunăvoie de Dumnezeu și îl urmează pe diavol fără să fie silit de nimeni. Vai de cei care au soarta unui asemenea om! Este sau nu este acesta vrednic de plâns? Și Domnul nostru Iisus Hristos a plâns pentru Ierusalimul care era acoperit de necredință. Din nenorocire, astăzi necredința este stăpână pretutindeni, fiind mai mare decât pe vremea lui Iisus în Ierusalim. Cu toții suntem vrednici de plâns pentru că am căzut din fericire, din bucurie, din slavă, din strălucire, din bunătate sau, așa cum spune Apostolul Pavel, din cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Cercetați cu atenție ce spune apostolul. El nu afirmă simplu că bunătățile cerești sunt mai mari decât cele pământești, ci că mintea omenească nu le poate cuprinde în înțelegerea ei. Și cu adevărat, cum ar putea încăpea în creierul mic al omului tainele nesfârșite ale lui Dumnezeu?